Vlogul ăsta nu era în plan să-l fac, dar dat fiind faptul că am venit să las mașina, să-mi iau alta mașină, să o schimb, așa că începem vlogul. Mă numesc Cristian Tican și voi sunteți pe canalul meu Cristian #TCL și voiam să vă spun despre faptul că după 2 săptămâni am vrut să-mi schimb mașina. De ce? Pentru că era dezastroasă. Am venit, am avut un Nissan din 2016 și o vreau să-mi dea un alt Nissan din 2012, parcă, sau ceva de genul, dar acest Nissan a avut o altă problemă. Primul pe care l-am avut eu a fost toate vaișe mari și mi-a fost cam frică să îl conduc. Al doilea, nu s-a putut regla scaunul șoferului. Așa că, dacă nu s-a putut regla scaunul șoferului, l-am rugat pe domn să facă în așa fel încât să îmi regleze cumva scaunul șoferului, deoarece vreau să mă duc să văd Santa Ana, vulcanul Santa Ana, și e la vreo 5 ore și ceva de aici, de unde stau eu. Și mi-au zis că doar mâine. Eu mâine dimineața la 3-4 aș fi vrut să pornesc cu fata, dar nu putem. Am lăsat mașina, mi-a zis că o să o repare, vorbește nu știu cu ce mecanic să o repare. Vă las exact acum să vedeți mașina. Am venit să schimb mașina. Aoleu, aoleu. Doar că acest Nissan, cum v-am spus, nu pot să reglez scaunul șoferului și cum mie îmi place să am un pic de loc la volan, să nu, mie genunchii mi-s la mai mult de 45 de grade deschidere. Nu, eu nu pot să conduc, fraților, cu genunchii la 90 de grade. Și trebuie să așteptăm până mâine. Mi s-a schimbat planul, așa că nu vom pleca mâine dimineață, la ora 4, vom pleca, spre exemplu, cred și sper să rezolve problema, să putem pleca marți dimineață, să vă arăt vulcanul Santa Ana și niște ruine și câteva videouri și vloguri, vreo 2-3 vloguri din locuri frumoase de aici. Și acum, dacă tot mi-am dorit înainte, am zis la fata, vreau să mă duc cu autobuzul, vreau să fac vlog, video cu autobuzul, cum e. Acum, de asta am deschis, așa rapid, telefonul, că am zis, hai că vreau să fac vlog acum. Am deschis telefonul și vă voi arăta cum e într-un autobuz de aici. Quanto necesitam os pagar? 25 centavos. Va trebui să plătim pentru amândoi 50 de cenți? Ca să ne urcăm în autobuz, așa că mergem să vedem ce se va întâmpla. Așteptăm autobuzul. Nu e problema. No, otro, por ejemplo, te preguntara algo abajo.
Aoleu! Și am fost și cu autobuzul. Am ajuns în centru. Am vrut să întreb pe Gagica cum sunt aici autobuzele. Și mi-a zis că fiecare autobuz de unde îi te aduce în centru. Nu e cu fiecare destinație. Mergi pe strada cu tare sau are destinația lui sau are ruta lui sau ceva de genul. Nu. Aici fiecare autobuz te duce aici în centru. Și de aici, dacă vrei să mergi mai departe cu autobuzul, mergi. Dacă nu vrei să mergi mai departe, nu mergi. E alegerea ta. Așa că noi am ajuns în centru. Suntem a nimănui. Sin auto. Pobre. Suntem săraci, fără o mașină. Suntem faișa mar de capul nostru. Acum vom merge acasă. Wow, ce faină e catedrala asta. Catolică. Și uitați ce securitate aici. Peste tot e așa. Și în fiecare magazin ai securitate. Câte unul cu un dita mai pe meu, după el, sau shotgun-ul, sau pușcă, sau carpați, sau... Și odată am glumit cu fata că i-am zis, bă, ești bărbat, lasă pistolul ăla jos, mă, hai să ne batem ca între bărbați. Bine, dar glumeam cu ea. De, hai, ăsta pistolul. Viene golpe como un hombre. Da, asta am vrut să... Vă spun, sper că mâine să rezolve problema, pentru că mi-a zis domnul că dacă îi mai las încă o zi, va rezolva problema cu scaunul, să pot să-l reglez, ca să pot să mă duc. Am povestit că vreau să mă duc să văd un vulcan și e destul de departe de aici. Va trebui să conduc 5 ore și ceva, depinde de trafic. Bine, așa îmi zice pe GPS, 4 ore 50, dar traficul... Cum e infernal pe aici, va trebui să conduc 6 ore sau 5 ore jumate sau ceva de genul. Am mai prins și tot felul de spuneți, de accidente, pentru că sunt oamenii nu se asigură, nu se atenți și se întâmplă tot felul de accidente. Acum mergem acasă să ne odihnim. Să încerc să pun acest video astăzi pe internet, de fapt nu astăzi. Acum e prea târziu acasă. E ora 1 sau 2 dimineața. Dar voi încerca să pun videoul mâine dimineață, ca să-l vedeți și voi că mi-am schimbat. Sper să-mi fi schimbat mașina. Și așteptați, dragilor, că vin vloguri frumoase. Trebuie doar să le editez. Am încă vreo 3-4 vloguri. Îmi pare rău pentru oamenii care nu se uită 25, 30, 40 de minute la ele, dar îmi pare bine pentru acei care se uită la ele și care sunt atenți la ele, pentru că doar așa pot să le fac, nu pot să le fac mai mici. Așa că abonați-vă dacă vreți la canalul meu Cristian hashtag pe acele, cu like-uri, cu share, cu apăsat de clopoțel pentru a primi notificare atunci când postez. Vă doresc o zi cât mai plăcută. V-am pupat!